Salutare, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem aici în Minecraft, din nou, în aceeași chestie. Data viitoare să facem episod cu Fortnite și construim o casă. Ați auzit bine? Construim o casă. O casă care, efectiv, este bună dacă vreți să o puneți pentru iarnă. Eu mai fac aici niște decor. În primul și în primul rând, puteți să o faceți cât de mare vreți voi. Să-ți așa să dau weather clear. Așa. Bun. N-am terminat-o încă, dar m-am gândit să putem să facem un tutorial. Asta. Nu, vreau să pun aici top snow-ul de mai mult snow. Bun, pentru început trebuie să faceți cum am făcut eu, mă rog, cât de mare vreți, dar nu, să nu ajung la limita de 256 de blocuri. Deci să poată să ajung la 256 de blocuri, dar o să vedeți de ce am, stați așa să nu mă dau în inventar, spruce leaves, leather, mă rog, astea, leather l-am folosit, deci nu mai avem nevoie și nici de loc, cred că da, spruce leaves. Spruce links, spruce două, spruce trace, bla, 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 mă rog. O să vedeți când o să vedem. Taci! Yeah. Ok. Puteți să o faceți cât de mare... Băi, nu știu, puteți să faceți o platformă... Vino pe a mea. Deci, pentru început... Puteți să faceți aici intrarea, cum am făcut eu, nu puteți să o faceți mai lungă, nu e obligatoriu. Puteți să puneți, puteți să lărgiți copacul și să puneți scări, l-am pus leather ca să mergem mai repede că mergem mai repede cu leather decât cu scări și nu punem și nu arată bine nici cu scaffolding. Deci nu arată bine cu scaffolding-uri, că scaffolding-urile n-ar arăta bine. Deci imaginați-vă și voi cât de nașpa ar arăta, dar nu vreau să vă arăt. Chiar dacă îți bune platforme, trebuie să apeși space, efectiv, și shift. Ok, eu sunt pe calculator, dacă voi pe cei de pe pocket, și eu de pe pocket, poate vă... aveți butoane, eu aici am taste și mă joc cu tastele. În general mă joc cu dubloase, nu cu celelalte taste, nu cu altele, mă rog, nu mă interesează, dar trebuie să... Eu mă mișc în general, eu fac în general cu dubloase. Căci că, da, mă rog, whatever. Oh, le dai... Dar e frumos peisajul, să recunoaștem. Da. Dacă picați într-un biom din ăsta, să știți că aveți mare noroc să vă construiți căsuța din copac. O să te duci în altă parte, te rog. Da. Bun, și bă, hai să trecem la treabă, că... Dar uitați-vă și voi cât de mișto e satul ăsta, am făcut și parcuri pe aici. Da, deci uitați-vă și voi ce mișto e în pădurea asta. Uite, stați așa o să... O să dau și fov-ul ca să vedeți, o să dau și zoom. Deci uitați cum se vede. Deci practic, da, și câmpia chiar se vede bine, deci n-am ce să zic. Poate într-o zi facem cu muzică, facem cu muzică, zici că-i speed. Cum îi zice, cum îi zice, ha, odată la 90. Oleu, să-mi dă naiba că... Așa, bun. Lol, cum se vede, hai să băgăm peste. Aha, vale, m-am nebunit, hai să bag direct cu 60. 60. Ai, mă, să ți-l trebuie să reglăm aici.
60-40, na. Ca să avem foc. Gata. A, mie și Vlad. Hai să ne apucăm de treabă. S-a făcut și pe el pe creative. Bun, hai să construim căsuța. În primul și în primul rând, aveți nevoie de spruce plank. Așa. Deci, după, trebuie să acoperiți logul. Vlad, poți să te joci pe survival dacă vrei tu. Bun, uitați cum ajută și Vlad. Și acoperim tot așa. Acoperim spruce plank. Acoperim toate logurile. Vlad, poți să te dai puțin că nu așa. Doar o dată. Deci doar o dată, doar ca să putem să facem podeaua. Facem podeaua, gen de aia clasic. Puteți să puneți ce scărițe vreți pentru acoperiș. Nu e obligatoriu să folosiți spruce, puteți să folosiți și cobblestone. Nu mă supăr. Bun. După ce ați pus plank-urile, după ce ați pus astea de o plank-urile de aici, puneți și două leder. Le-am pus eu, un pic gât. Ajung eu înainte. Ia eu. Scoară. Ia. Și gen acum, pentru că ați acoperit, trebuie... Sau dacă vreți, deci vă dau un hint, nu știu, dar dacă vreți să faceți mai ca lumea, îl faceți pe un munte și faceți rădăcini. Eu o să fac așa. O să dau. Și dacă nu vă pică munte, puteți să faceți cum fac eu. Adică gen să scoateți, aici nu trebuie, puteți să puneți orice. Mă rog, hai să construim aici și trebuie să săpăm câteva blocuri în agilicime ca să putem să facem rădăcinile la copac. Bun. Bun. Wow, eu trebuie să mai dăm o dată. Vai de capul meu și de zilele mele. Trebuie cumva să instalăm aici rădăcinile de copac. Copacul... În general are rădăcini. Vlad, fără restul. Dar du-te altundeva, te rog, da? Da. Ia, punem aici bloguri. Hai că se vede urât. Pun când am dirt. Și... Da, hai direct să ne luăm dirt. Vedeți. Deci, este efectiv. Ce ia eu? Lava. What? Nu înțeleg eu. Nu știu, ca să vedeți mai bine, dar e parcă plictisitor. Aici, copac. E funul și... Stop, stop. Puteți să faceți așa poduleți și... Să faceți cum vreți, mă rog, pe mine nu mă interesează, eu fac aici deep. Trebuie să punem dar neapărat că dacă vrem să iasă bine. Bun, așa. Trebuie să faceți ca un fel de rădăcini de copac, dar puteți să faceți cât de adânc vreți. Pe mine nu mă interesează cât de... Pe mine nu mă interesează adâncimea, puteți să faceți cât de adânc vreți. Important e să puneți wood. Ca să arate bine, că wood să nu se vede logo direct și se vede... Și trebuie să faceți o gaură... Să zice,
Vlad, ai făcut ceva? Mi-ai distrus casa? Ia să văd. Unde? Da, unde ești? Care, what the fuck? Obsidian? Bun, hai să băgăm. Puteți să faceți cum vreți rădăcinile, puteți să le faceți cât de mari vreți, important e să fie rădăcini. Eu pun niște bucățoaie, deci cumva... Hai că ninge acum. Hai că ninge. Weather clear. Trebuie să mai dau încă o dată. Gata, m-am săturat de vremea. Și pe aia dăm din nou weather rain să vedeți cum... Trei ore în amat. What the fuck? Și băgăm așa. Rădăcini. Să zicem că astea-s rădăcini. Dacă nu o să avem rădăcinile... Ruturile în Minecraft mai pe scurt. O să puteți să folosiți azalea root sau cum se numesc ca să faceți am aflat de pe fandom acolo scrie azalea root. O să avem rădăcini în Minecraft și o să puteți să folosiți hanging azalea root, mă rog, am aflat de pe fandom. Și ca să nu se vadă urât. După aceea normal, trebuie să aibă în rădăcini, hai că pune dirt aici, gen, ca să se vadă frumos. Sau nu, ia să vedem. Deci aici băgăm spruz. Puteți să faceți cum vreți voi rădăcinile, nu mă deranjează să le faceți. Dar important, nu mă deranjează nici gaură cum o faceți. Dar să nu faceți super adâncă până la bedrock, asta e ideea. Vă dau un hint. Doar un micuț hint acolo. Micuț hint. Sau las, nu. Eu fac un pot. Deci, eu fac rădăcinile. Așa și băgăm, uite. Băgăm cumva niște stabilizatoare. Nu știu dacă știți voi ce sunt alea stabilizatoare, dar ele cumva așează, deci stau, așează, cum îi zice, un ceva, un bloc. Și noi îi punem ca stabilizat. Stabilizator, blem. Mă rog. Don't I be the snow. Am ajuns la granite. What the fuck e aia? Nu știați, dar azi e ziua mea, că mă cheamă Ștefan. Vă dați seama și din canal. Se cheamă Ștefan Rusu Boznov și pe mine mă cheamă Ștefan Rusu. Adică are logică în puii mei. Bă, bune. Bă, bune, baby boy. Baby boy. Cine ține să facem videoclipuri și cu Among Us? Bun. A spus aici rădăcinile cum ați putut. LOL, cum se vede acum. Sper că nu pe la mine. Bă. Dar nu văd unde lângă, dar mă rog, ne întoarcem la construcție. O să fie mișto, fraților, pe bune zic. Acum, pe bune. Ok. Bun, fraților. Deci să vedeți ce fac eu acum. Oh my god. Deci, cumva, o să fac niște adâncimi. Ca să pară gen că sunt rădăcini. Și pun aici lemn. Mă rog, vă știți că mă joc eu de pe ăsta. De ce? Să-ți dau kick?
Bă, arată mișto din punctul meu de vedere, dar trebuie să facem cât mai repede. Bun. Deci, trebuie să... Păi eu fac tutorial. Puteți să vă decorați pe lângă copacel cum doriți. Cum doriți voi. Nu mă deranjează să... Puteți să decorați și cu floricele. Dar mișto ar fi să băgați seed-ul de Snowy Village. Și dacă găsiți copac de spruz, Vlad. Am zis nu aici. Mă, te duci în alte undeva ca să nu se vadă urât. Bun, ați făcut podulețul. Am terminat și cu rădăcinile. Stați așa. Da, uitați, vedeți mouse-ul meu? Eu sunt pe ăsta. Bă, da, pă, bune că m-am săturat să dau weather clear. Aoleu. Vai de cap. Nu, pă, bune, chiar nu mă de, chiar mă deranjez. Uite cum se face beacon-ul. Vlad, fără piedestalul ăla, pui direct acolo. Nu, în ce? Deci, Vlad, unde ți-am pus eu logo-ul? Nu, aici. Aici pune beacon. Bă, aici unde ți-am pus eu logo-ul? Aici, în centru. Așa. Total. Beacon. Primul beacon. În viața lui. Oh, fuck. Ia. Ce? Bun, ne întoarcem la noi. Păi da. Păglesc. Mă rog, am nebunit. Am înnebunit. Bun. Ne întoarcem la ale noastre. Puteți pe aici să mai decorați cu niște snow pe rădăcini. Pe rădăcini. Să mai puneți niște stop snow ca să arate mișto. Nu, mie îmi place, dar eu nu le las așa. Să ningă și să simt. Bun, mă rog, mie îmi place cu leather mai mult. Leather, nu gen piele, scar. Să uite, bun. Când ați făcut ce-am făcut eu aici, mă rog, eu nu prea sunt nu prea fac bine tutoriale. Și vă dau un bonus. Puteți să folosiți și comment block. Eu nu știu, eu nu folosesc. Da? Bun. Hai să ne apucăm de casă. Ok. Ok, bun. Bun. Bă, dar nu prea sunt obișnuit cu shift-ul. Când ați terminat, puneți un bloc. Orice bloc vreți. Dar important e să aibă gen culoarea gen de brad. Uite cum e spruz, zic. Să puneți spruz pe lângă. Ca să putem să facem pereții. Am dat LVSD, deci de-aia nu se face noapte. Ok. Și am făcut pe aici. Bun. What? Ok, hai să spargem aici, dar nu durează mult. Uite că n-am zis eu să nu băgăm aici. Bun, aici nu se bagă. Bun. Și băgăm, uite, cam așa arată. Nu, dar gen să fie frumușel. Uite, perfecto. Perfecto. Cred că avem pizza. Bun. Hai să facem casă. Deci, în primul rând, trebuie să faceți așa, cum fac eu. Bă, vă știți că nu sunt tutorial bun. Bun. Deci, în margini, în fiecare margine, puneți 4 spruz loguri. Și,
1, 2, 3, 4. Dar pe fiecare margine, băieți. O să faceți geamuri. Aoleu. Dar doar pe margini, doar pe margini. Eu pun pe margini doar. Pe margini se pune. Da? Ca să puteți să faceți gemulețele. Dar lăsați. Aici, fiți atenți. Acolo, doar acolo faceți gem. What the fuck? Doar aici faceți, doar acolo faceți gemuleți. Puteți să faceți pe ambele margini, adică acolo și acolo. Bun. Ideea e să aveți marginile egale cu cele de aici. E un bloc aici? Nu! Aoleu, da, trebuie să-l spargem. Și avem, trebuie să punem câte patru. Și puteți să faceți cum fac eu. Da. Bun. Bun și... Deci. Bun. Așa, patru. Patru de fiecare. Sau, nu, 5, pardon. O să băgăm 5 imediat. Doamne, zici că e spiritul Crăciunului. What the fuck? Uite, uitați cum are Vlad Beacon. Nu cred. Nu cred așa ceva, jur că nu cred. Deci nu cred. Să văd de două, da, perfect. Bun, deci nu trebuie să puneți 5. Dacă vreți să faceți... deci eu fac aici, asta este coroana, se numește. Eu? Bă. What the fuck? Era un bloc acolo, plus. Și acum, gen, puteți să spargeți blocurile care au fost adăugate, mai puțin, unde? La margini. Blocurile alea sunt doar de sus, au fost doar de suspensia locurilor. Ca să putem să facem coronița. Acum puteți să le spargeți. Și să puneți wood, eu pun wood. Știți ceva, eu pun wood. Cartă mai bine, parcă. Aici. Aici puneți. Aici la fel. Și aici la fel. Deci blocurile astea sunt doar de suspensie. Voi puteți să le înlocuiți cu, what the fuck, wood, cu din astea de spruce. Eu am făcut aici. Bun. Să le înlocuiți. Bun, sunt toate înlocuite. Să mai aici. Aici nu trebuie. Am zis. Bun. Băgăm aici log sau nu putem wood direct. Sau de acolo, mami, au venit finii la mine și de-aia. Ai, dubios. Da, de ce? Pentru că... Bă, am lăsat doar 3. Înțelegeți? Și voi continuați aici așa cu coronița. Așa, deci trebuie să faceți. Și voi nu trebuie să puneți aici blocuri. Deci, wood-ul acolo e opțional. Nu, ca să arate bine. Da, știți ce zic? Bun. Și aici facem doar coronița, pur și simplu, facem cu loc. Nu ca, o să vă dau un design de housing pe creative, să-l faceți când sunteți, când faceți o excursie, excursie în ghilimele, zic. Așa. Asta de mult aici, bun. Vlad, vă spate un beacon, Vlad, bă, Vlad, de ce nu poți să-ți faci beacon în altă parte? Iglul poți să lași. Spam bică că nu se plată. Nu, că și așa nu arată bine. Poate așa fac. Bun.
Mă rog, pierdem timp din cauza lui Vlada. Te las să-ți faci casa, deci te las. Măcar să fie din pack ties. Iar ninge! Iar ninge! Stop. Weather. Bun. M-am săturat de vreme. Bun. Bun. Dar vreau pur și simplu aici să arate bine, ca lume. Bun. Nu, doar de design. Așa. Bun. După ce ați făcut treaba asta, trebușoara asta, veniți cu niște glez. Stați așa că mi-am uitat să-mi iau. Glez. Și n-am scris. Glez. Glez. Ne trebuie paint. Simplu. Sau puteți să folosiți glez. Eu folosesc paint. Mi se pare. Da, ați văzut clipul ăla de la Logozip. Vă fac o recomandare acum. Logozip a făcut gen If Deads Were Changed in Minecraft sau ceva de genul. Și cum am mai bas mai cu astea. Mișto, nu o strica, nu o strica, că e frumoasă, mi-o place. E mișto, bun. Nu știu, dați rate în comentarii. O, nu știu dacă o să le plac abonaților. Nu fac cum se vede. Bun. Dacă ați făcut treaba asta, acum intervin scările. Deci acum intervin scările. Dacă vreți să mai faceți un etaj, puneți pur și simplu scări așa, așa. Puneți scări pe lângă. Și nu faceți cum am făcut eu cu scara aia. Faceți așa. Pe aia nu puteți să urcați. Acum. Dacă nu mă descurc la etaj. Aici. Slab. Trebuie aici să, dacă vreți să faceți un etaj, trebuie acolo neapărat să puneți slab. Neapărat. Nu unde am spart eu stairul. Nu faceți cum am făcut eu, când am spart stairul. Am apăsat pe click-ul greșit pe mouse. Pe partea greșită a mouse. Bun, așa, iar după aia mai puneți aici un slab, doar un slab. Bun. Mai bază mea cu slaburile astea. Bun, așa trebuie să faceți, cum am făcut eu. Și după aia veniți foarte frumos aici, mă rog, o expresie de-a lui Ganicus. Veniți foarte frumos așa, în centru. Cu niște din alea, cum îi zice plank. Probabil ai pus un blade furnace, nu furnace. Bun, veniți așa frumos, dacă vreți să faceți podeaua cum am făcut eu. Și luați și luați, fiți atenți, concret. Dar nu powder, deci nu luați powder. Nu luați powder. Luați din ăla brown, care arată foarte bine. Și gen dacă bagi aici arată excelent. Sau, nu brown. Nu mă ascultați, fraților, că eu nu sunt chiar așa de bun. Uneori am probleme cu mintea, mă rog. Nu vă imaginați că-s din ăla. Faceți așa. Și dacă nu se asortează brown concretul cu culoarea, puneți striped. Deci striped. Striped spruce.
Ar merge bine și cu un crinzăm, dar dacă ați faci-o din băr sau nu, nu. Nu ar merge. Dacă o să vă dau și un tutorial pentru casele din Nether. Dacă vreți dacă vreți case din Nether. Te-ai făcut pe survival? Ce tare. Dacă v-ați nu că acum eu construiesc. Bun, faceți așa, weather. Weather clear. Bun, și s-a terminat. Bun. După ce ați terminat și la vârf, eu vă fac și aici etaj, pentru că știu că dacă o să vreți să faceți etaj, o să mă nebuniți la cap că Ștefane, dar de ce nu faci etaj? What the fuck, ați văzut și voi? Ăla-i full diamond. Și dacă nu doriți dacă nu doriți geamuri aici, puteți pur și simplu să spargeți. Fraților, voi ce credeți? Că diamantele sunt nașpa sau că Nether... Ce credeți? Diamond versus Netherite. Lăsați acolo în ia lăsați în comentarii un comentariu, evident, cu Diamond, care e cel mai... care vi se pare vouă cel mai ca lumea minereu. Nu vorbesc, că ziceți Netherite, nu e șandic. LOL! Deci puneți așa. Dar nu mai muri. Că îți dau TP la mine și mor instant. Puteți să faceți și balcon. Nu puteți să faceți cum am făcut eu. Da, nu știu. Dar dacă vreți. Dacă vreți. Stați așa să-mi iau un dry text. Nu vreau să minez efectiv. Că știu că... Hai o dată! Poate 64, super! Stai! X! De luăm un X de Netherite! Mă rog, puteți să luați ce X vreți! Și puteți să faceți cum fac eu! Faceți striped! Nu știu dacă vreți! Dar eu zic că striped arată mai bine decât spus. Și aici nu mai chem să fac. Eu zic că arată mai bine decât spus. Și puteți aici. Vă dau o idee de ce fiți atenți. În loc de tor. Puteți să puneți lantern. What? Ia uitați. Boom. Bă, nu știu dacă voi sunteți zerscuri, căreți la... What? Gata. Și am terminat balcon. Dacă doriți... Nu știu. Puteți să faceți chestia asta. Ce vă recomand eu? LOL! Bă, de ce nu dai keep inventory? Ia asta așa. Game rule. Keep. Keep. Inventory. Aoleu, keep inventory. Keep inventory true. Bun. Dar nu trebuie de dark. Lasă, iau. Gata. Keep inventory has been updated to true. Ți-am băgat eu casa. Vai de capul. Nu, lasă. Ia, aruncă-te de la distanță. Așa.
Ia-i, mă. Ia să văd. Ai murit cu iteme? Ia. Te-ai respawnat. Bun, hai să mă duc. Hai să-mi sară maica că am făcut balcon. Etajul, etajul. La etaj. Puteți să puneți ce lemn doriți. Aici nu trebuie să faceți ferestre, obligatoriu. Așa vă recomand eu. Puneți gen striped pe margini. Uitați-l, uitați-l pe mini Vlad acolo. El își dă damage foarte mare. A, ba nu așa, așa. Am zis că la fiecare margini. Bun, puteți să faceți și geamuri dacă vreți. Mă rog, ăsta cred că n-a fost un fel de tutorial, nu? Tutorial, nu? Mă rog. Dar vă place că eu sunt acolo în colț. Bună. Transparent. Adică gen dacă bag în cer. Da, mă rog, eu sunt transparent. Uitați-l pe ăsta! What the fuck? Nu cred! Bă, să nu faceți ce a făcut Vlad. Să nu-mi dați dislike din cauza lui Vlad. Da? Deci ca să știți, nu-mi dați. Nu dați dislike. Nu dați dislike la video. Bă, cred că mai bine merge cu strip. A, ăsta-i strip? Ok, 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 că... Bun, puteți înlocui aici jos cu striped. Și gen puteți înlocui cu striped sau aici cu cu spruz. Mă rog, nu contează, depinde de alegerile voastre. Eu nu sunt implicat. Nu știu ce faceți voi, dar important e să faceți cum ați făcut, cum am făcut eu, că nu o să vă iasă bine acasă. Și cam așa arată. Bine, dar las-mă aici să fac, să termin tutorial la... Bine, fac aici. Bun. Aici puteți face cum vreți voi. Eu pun aici gemulețe. Gemurici. Bun. Bun. Și după ce ați terminat aici. Bun. De ce ai ieșit? Eu nu ți-am dat kick. Cred că ți-a dat kick serverul, dar eu nu. Da, știu. Uite, mă vezi acolo pe nume? A, poți. Bun. Bun. Și după ce ați terminat, puneți neapărat aici slab-uri ca să se vadă bine că se acopere. Iar după aceea reveniți cu plencurile și acoperiți. Faceți acoperișul. Dar puteți să faceți cât de lung vreți. Eu fac o versiune mică acasă în copac. Mă rog. Acasă de Crăciun în copac. Că puteți să împodobiți. Vă dau o idee de vloguri. Sau o să împodobesc eu. Ca să vedeți. Bun. N-avem lumină. Lantern pe margini. Pe... Uite cine strigă, o prieten. Dar noi nu venim încă. Pentru că... Vlad... Aoleu. Vlad, te dai ca să pun lanterne? De ce nu? Bun. Da, pustimți. Bun,
După ce ați terminat. Ce? O, cine strigă acolo. Mă rog, dacă... Bun. Ieșim în afară. Bă, dar cum faceți cu emote-urile? Că eu nu știu. F5, F6, F7, F8, F9 sau... Care e emote-ul? Care este cu emote-ul? De Caps Lock. Da, eu pot să intru în F5. Bună. Cred că nu există emote-uri aici. Să pur și simplu, cred că dai, mă rog. Cred că alt și cu ero. Habar nu am, da? Puteți să-mi ziceți în comentarii. Dar uitați și bine arată acum. Stați o secundă. Stați o secundă să dau. Da, cam așa arată, trebuie, după ce ați făcut acoperișul, cam așa ar arăta că eu fac versiune mică. Dar, după aceea, trebuie să o acoperiți. Nu trebuie. O să le iei înapoi. Și acoperiți, faceți aici. Vlad, poți să te dai? Te rog. Sigur. Și trebuie să plantăm aici frunze. O să punem frunze ca să se vadă că e casa din copac. Vlad, aici, de aici mă ocup eu. Aici, Vlad, poți să te dai că... Bun, facem aici. Bun. Și am terminat. Aproape am terminat. Puteți să și decorați cu bloguri. Nu lanterne folosim aici. Știu că... Bun, așa faceți. M-am făcut eu. Faceți un fel de turnuleț. Până ajungeți la ultima bucățică. Bun. Cam ceva de genul ar trebui să vă arate. Bă! Ia, stai o secundă că văd. Stai așa, cum, keyboard and mouse. Use pick block button 3. Place, block button 2, drop item Q. What box, lock. Oh, inventory. Toggle perspective. Jump, fly out, space, sneak, frame, sprint, control. Așa, deci vreau mob effects azi. Open command slash menu tab left bracket, mă rog.